Echipele Aquatim intervin astăzi în Timișoara și în alte localități timișene pentru remedierea unor avarii. Se întrerupe furnizarea apei pe bulevardul Constantin Diaconovici Loga, strada Platanilor, în cartierul Plopi și în Săcălaz, Herneacova și Buzad. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Această perturbare va fi de scurtă durată, motiv pentru care clienților le este recomandat să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă.